Doamnelor și domnilor, bine ați venit la un nou vlog marca Pe drumuri americane. În spatele meu se află o clădire care găzduiește un muzeu ce face parte din orașul Dubuque. Cu alte cuvinte, ne aflăm în statul Iowa. Am decis să fac un popas și să vizitez această locație. Dacă adorați un astfel de vlog, rămâneți alături de mine. Așadar, vom vizita National Mississippi River Museum and Aquarium. Am plătit $23 pentru admisie. Hai să vă arăt ce am primit în schimbul banilor. O ștampilă. Aceasta este metoda prin care se atestă prezența ta în zonă. Hai să începem videoclipul. Vreau să vă spun că am avut noroc, deoarece am sesizat că lavalierele nu funcționau și le-am schimbat cu cele profesionale. Am avut șansă de această dată, astfel făceam praf acest videoclip și la final practic nu se auzea niciun sonor. Ok, avem în față două culturi. Un canadian francez care a ajuns în zonă și acesta încearcă să îi prezinte unui indian băștinaș uneltele pe care el le folosește. Era momentul în care se întâlneau două culturi. Aici avem niște blănuri de beaver sau castor și câteva unelte pe care francezul încerca să îi le prezinte indianului. Avem și o pușcă. S-au întâlnit două culturi, din care au rezultat și lucruri bune, dar și lucruri rele. Acum să nu vorbim despre partea întunecată și să mergem într-o notă pozitivă. Aici avem o canoe care în anul 1603 exploratorul Samuel Champlain a folosit-o ajungând în zonă. Este foarte important atunci când privești astfel de lucruri sau primești informație de acest tip să nu încerci să mergi doar în direcția negativă, pentru că din ciocnirea acelor două culturi au rezistat și lucruri interesante. Câteva animale expuse undeva în altul zonei în care mă aflu, probabil animale care trăiau în acele vremuri în locurile pe care mă aflu și eu în momentul de față. Pe fluviul Mississippi, odinioară, circulau tot felul de vapoare care îi purtau pe cei avuți în niște croaziere, oferindu-le săli unde aceștia puteau să ia masa, dar și terase de unde puteau admira fluviul în toată splendoarea lui. Acum, cred că realizați că totuși aceste vapoare nu erau de dimensiunile celor ce se foloseau pe ocean, dar totuși, din ce văd eu, chiar dacă în față avem o miniatură, ele erau destul de mari, mai ales pentru acele timpuri. Se spune că un astfel de vapor a transportat zeci de milioane de oameni pe fluviul Mississippi, ceea ce denotă faptul că lumea încă din acele timpuri adora astfel de croaziere. Foarte mulți artiști s-au inspirat din călătoriile de pe fluviul Mississippi și aceștia au ajuns să aibă un renume mondial. Au fost incluși în Hall of Fame. Iată un vapor care se numea Pelican. Și acesta a fost construit de John Fitch. Iată un alt vapor care arată foarte interesant și care de asemenea era construit pentru a transporta persoane pe fluviul Mississippi. Am ajuns într-o zonă unde ne sunt prezentate câteva
obiecte care se foloseau la navigația de odinioară. Și aici, în fața noastră, pe un panou, scrie că râurile au unit și au împărțit multe populații. De exemplu, de Mississippi River a creat o comunitate de peste 10 milioane de persoane. Acum am înțeles mai bine să... Deci, ei trăiesc în două, pe parcursul la 2400 de mile în apartamente care se află încă din zona de unde izvorăște fluviul Mississippi, în speță Lake Itasca din statul Minnesota, până la Pilot Town în Louisiana. Se mai spune că ei împart aceeași apă. Cu alte cuvinte, acest râu a dat posibilitatea unor orașe să se dezvolte pe malul său și de aici cifra de peste 10 milioane de persoane care locuiesc și în continuare în apropierea malului sau malurilor fluviului Mississippi. Aici avem niște vitrine ornate de asemenea cu obiecte ce se foloseau odinioară de către pescari, dar și de către cei ce navigau pe Mississippi. Și iată câteva articole de îmbrăcăminte purtate de băștinașii de odinioară. Se vede cu ochiul liber că ele au o vechime uriașă. Vedeți aceste bluze? Seamănă cu cele purtate de indieni. Se spune că de peste 12.000 de ani nativii americani au trăit de-a lungul râului și viața lor a fost strict legată de ceea ce s-a întâmplat pe malurile fluviului Mississippi, dar nu numai. Bineînțeles că acești oameni care au locuit în apropierea fluviului despre care am tot amintit s-au ocupat în principal cu pescuitul, pentru că și din imagini se observă acest lucru. De exemplu, acest domn de odinioară încerca să pescuiască stând într-o canoe. Și iată acele vârfuri de suliță. De fapt, erau, cred că, niște oase finisate care se puneau în vârful sulițelor și cu ajutorul acestora indienii încercau să prindă pești. Foarte multă informație. Cred că mi-ar trebui o zi pentru a vă prezenta tot ceea ce exprimă aceste panouri, aceste vitrine. Și am ajuns într-o zonă unde este amenajat un acvariu, dar și un bazin. Și dacă vrei să intri în contact cu aceste minunate animăluțe, trebuie să folosești două degete pentru a atinge acest animăluț. Este o distracție foarte faină pentru cei mici.
Eu nu pot să fac acest lucru deoarece am ceasul la mână. Pentru că ați primit un vlog de la acvariul din Chicago, nu am să zăbovesc foarte mult în această zonă. S-ar putea ca multe specii să fie asemănătoare cu cele de la acvariul din Chicago, sau mai mult ca sigur. Ce frumos este acest pește, nu l-am mai văzut niciodată. Incredibil, cu dungile acele albastre. Nu am mai văzut aceste specii la acvariul din Chicago. Minunați! Și tu ce faci? Cât de frumos ești! Ceea ce ați văzut mai devreme sunt peștii leu, despre care se spune că îi găsim pe coastele Floridei. Ei fac parte din Oceanul Pacific de Sud și Oceanul Indian. Pentru prima dată au apărut pe coastele acestor oceane în anul 1980. Am trecut foarte brusc de la istorie la domeniul acvatic. Aici avem celebrele meduze pe care mulți dintre noi nu le îndrăgim, deoarece atunci când mergeam la Marea Neagră erau zile în care ne scufundam și când ieșeam afară aveam o meduză pe cap. Construcția unei meduze îți dă senzația că ai o mână de muci pe tine, pentru că sunt foarte gelatinoase. Aici avem un lobster uriaș, dar care în momentul de față s-a ascuns. Stă undeva sub această piatră și probabil își face siesta. Nu cred că este prea plăcut să atingi astfel de plante pentru că ele încearcă să se apere, ca și cum vor să te apuce de degete. Și aici avem un alt acvariu unde înoată mai multe tipuri de specii de pești, dar aceste plante sunt sublime. Parcă de data aceasta ele înving ca și frumusețe peștii. Și niște semne care ne indică că avem 999 de maile până la Oceanul Atlantic, 1677 de maile până la Oceanul Pacific și o mailă doar până la Mississippi River. Totodată încă o informație destul de interesantă. Sunt 395 de maile până la Lake Itasca, unde se află izvorul
De acolo pornește, practic, fluviul Mississippi. 844 de maile până la Golful Mexic. Am urcat niște scări și cred că ne întoarcem din nou la istorie. Iată o altă canoe folosită de primii europeni care au ajuns în zonă. De câte ori stau la pescuit pe malul fluviului Mississippi, am văzut foarte multe barge care trec și numele companiei sau a împingătoarelor acestor barge este Marquette. Iată de unde sursa pentru persoana care a înființat această companie, Jacques Marquette. Acesta a fost un explorator. Și aici avem foarte mulți exploratori. Probabil aceștia s-au ocupat sau și-a dedicat o mare parte din activitate încercând să deslușească tainele acestui fluviu. Iată probabil și unul dintre cei care s-au inspirat compunând tot felul de melodii legate de fluviul Mississippi, Stephen Foster, muzician. Unul dintre capitanii care au condus acele vase de croazieră de odinioară. Iată și un naturalist, John James Audubon. Un antreprenor, Betty Blake. Și iată și o doamnă care a ocupat funcția de capitan pe unul dintre vase, Mary Green. Avem în față un domn care a fost inventator. Acesta a construit unul dintre poduri. Acum nu știu care dintre ele, dar sunt mai multe poduri în zonă care te ajută să treci de pe un mal pe celălalt al fluviului Mississippi. Domnul James Buchanan Eads a construit unul dintre aceste poduri. Domnul William Hopkins a fost constructor de bărci sau de vapoare. Un alt constructor, un alt realizator al podurilor despre care aminteam mai devreme a fost Charles Ellet. Și tot așa, lista continuă. Pe mine mă uimesc aceste doamne care au ajuns în postura de a conduce vasele respective, știindu-se faptul că odinioară femeile nu prea aveau acces în anumite poziții. Iată și un Black Hawk, un american nativ, sau mai bine zis, un lider al nativilor americani. Și un domn care a fost scriitor, Richard Bissell. Avem și un fotograf, de asemenea un scriitor, un explorator, un alt explorator și iată că și indienii au avut exploratorii lor. Sacagawea se numește această doamnă care, așa cum vă spuneam, a fost un explorator ce făcea parte din comunitatea nativă indiană. Nu știu dacă reprezintă interes, dar vreau să vă arăt cum acest oraș în care mă aflu și eu în momentul de față, în Speța Dubuque, arăta în urmă cu foarte mulți ani, undeva la liziera anilor 1890. Vedeți fluviul Mississippi în îndepărtare? Dacă arunc o privire la exterior și fac o comparație cu ceea ce am în această fotografie, practic multe lucruri nu s-au schimbat, deoarece Dubuque pare un oraș desprins din vremurile de altădată.
Nu aș putea spune că este un oraș care merită vizitat, dar iată că el găzduiește tot felul de atracții ce merită vizitate. În acea zonă din fața mea este un amplasat sau este amenajat un mic cinematograf 3D sau chiar 4D. Probabil vizionez anumite filme legate de cultura fluviului Mississippi și tot ceea ce a reprezentat el de-a lungul timpului. Aici avem o vitrină cu toate lucrurile pe care le-au folosit oamenii ce vi-am prezentat mai devreme, indiferent că au fost scriitori, exploratori sau capitani ai vaselor. Iată cum arăta un televizor în 1950. Bineînțeles că era un televizor alb-negru. O mașină de scris. Cred că acesta este un aparat care se vrea a fi un fel de radio. În fine. Și iată încă o mașină de scris, de fapt două. Una dintre ele poartă numele odraslei mele, Victor. Iată cum arăta un computer Macintosh. Acum am mai văzut și eu, probabil, încă mai sunt români care dețin acasă prin beciuri, prin poduri, astfel de lucruri. Acest Macintosh datează din perioada anilor 1993-1995. Și iată și un telefon care are un ecran pe alb pilot. Un ceas cu alarmă care datează din 1924. Obiecte foarte vechi. Cei ce sunteți pasionați de istorie, probabil vă bucurați văzându-le. Este modul în care civilizația de odinioară se dezvolta folosind astfel de accesorii. Hai să vedem unde ajungem. De aici se vede bazinul unde am fost și eu mai devreme. Hai să ne continuăm activitatea. Aici avem un parc pentru cei mici. Rivers are on the move. Hai să surprindem totuși câteva cadre. Turbine de apă. Foarte faine. Care se învârt cu ajutorul jetului de apă. Aici o atracție faină pentru cei mici. Dacă te urci pe această bicicletă și pedalezi, apa urcă și se golește într-un vas. Atunci când este plin, acesta se varsă. Foarte fain. Și iată-l și pe domnul Castor. Am văzut și eu pomi care pur și simplu au fost doborâți de dinții castorilor. Prima dată nu am știut despre o astfel de chestie. Când am fost în Minnesota, mă întrebam oare de ce pomii respectiv practic sunt rași de la o anumită înălțime. Și iată dovada, domnul Castor
sau iată motivul, mai bine spus. Interesant acest bazin pentru cei mici, care pot să vină aici și să se joace cu tot felul de vaporașe, chestie pe care o făceam și eu când eram copil. Luam o bucățică de zăpadă artificială și încercam să construiesc tot felul de bărcuțe cu catarg, pe care le așezam pe apă și cu ajutorul vântului acestea se plimbau pe bălțile unde eu derulam activitatea. Foarte fain. Acum viața este mult mai modernă, cei mici au la dispoziție aceste spații amenajate, nu trebuie să inventeze ei. Noi, odinioară, eram nevoiți să ne procurăm tot felul de lucruri cu care să ne distrăm și ne puneam creierul la contribuție inventând aceste accesorii. Iată și o moară de apă. Prin vitrina acestui observator vreau să vă prezint orașul Dubuc. În față avem unul dintre podurile care facilitează accesul pe malul celălalt. Din ce îmi dau eu seama, la un moment dat, statele Wisconsin și Illinois nu au ajuns la o înțelegere pentru a construi doar un singur pod, pentru că imediat în amonte se află un alt pod și mi se pare foarte straniu cum două poduri sunt construite unul lângă celălalt. Probabil fiecare stat a vrut să dețină podul său. Oricum este mai bine pentru trafic, deoarece acesta se fluidizează. Aici este un fel de golf. Și cam atât. Cred că a fost o incursiune binevenită, pentru că nu vroiam să se prelungească, deoarece trebuie să ajung în camping. Probabil prietenul meu a făcut-o deja și mă așteaptă. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost incursiunea mea la acest muzeu situat în orașul Dubuc. Sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut și ne revedem în următoarea postare. Eu îmi voi continua drumul, așa cum spuneam, și vlogul pe care l-am început în clipa în care am plecat de acasă, dar care nu are legătură cu cel de față, va continua. Voi rămâneți în continuare pe canalul meu, deoarece vor urma noi și noi postări. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc să aveți zile minunate. La revedere!